Copil pentru o zi. Wow, azi nu, Robot Boy, trebuie să stai acasă. Ce? Nu vreau stau acasă, e nașpa. Nașpa? Iar te învață omul Gejargon? Desigur. Uite, profesorul Moshimo îți va trimite ceva astăzi. Trebuie să fii aici ca să-l primești, altfel va afla mama și tata și va fi problemă, bine? Bine! Bine, ne vedem după cursuri. Robot Bird nu va fi pasăre adevărată. Robot Boy se înțelege. Oh, bună, Robot Boy. E un dar special pentru tine. Uită-te. Ce e? E o piele cibernetică. Pune-l și vei arăta ca un băiat. Poți ieși în lume, dar ai grijă, poate fi purtată doar 6 ore. După aceea se dizolvă și vei redeveni cel de dinainte. Wow! Eu, băiat adevărat, da! Hei, Tommy! Oh, nu se poate! Cred că eram făcut duș în altă casă. Scuze, băiete! Da. Tommy Bucluc, nu te-am uitat încă. Doamne doctor Friedman Culpepper? Ce faceți cu roboții? Ce se pare că fac? Joc. Am crezut că nu vă plac roboții. Fiind fată, nu am avut voie să mă joc cu jucăriile. Trebuia să-mi fabric păpuși din oase de pui și cutie de conserve. Acum conduc școala și am toate jucăriile. Wow, e foarte ciudat. Ha? Joci jocuri video aici în hol, domnule Bucluc? Îl iau eu. Ți le-aș putea da înapoi. Te-aș lăsa să te joci toată ziua. Și de ce nu faceți asta? Numește-l negoț. Ar trebui să-mi dai ceva în schimb. Ce să fie? Să fie superbul tău robot de luptă? Ce superb robot de luptă? Nu exagerez deloc. Știu ce vorbesc. Dacă îndulcesc negoțul, ce-ai zice de o caracterizare perfectă pe viață? Scuze, dacă ar exista un robot și nu spun că există, n-ar fi de vânzare. O, nu? Bine, poate dacă stai în detenție o lună, îți schimb părerea. Unde e permisul tău? Nu am! Eu, elev nou! Bine, eu, director! Haide, elev nou, să te înregistrăm oficial! Cum te numești? Robot real băiat! Bine,
Robert Trilby, unde locuiești? Păi, în rucsac. Uite, azi nu am nerv de tine. Aici e orarul. Acum ieși? Clasă, urați-i bun venit lui Robert Trilby. Bună! Bine ai venit, Robert, ia loc, te rog. Oh, bine, iau. Bine, domnule, foarte nostim, du-te și așează-te. Hei, băiete, îmi place stilul tău, stai lângă mine. Bine, omule G. Hei, de unde-mi știi numele? Oh, cred că ai auzit legenda, ha? Robert, tocmai rezolvam această problemă de algebră. N-ai vrea să dai o tură la tablă? Nu, oprește-te, 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 oprește-te! Următorul? Următorul! Bine, Robert, e rândul tău. Să vedem cum te descurci. Mă dai gata, omule! Bună dimineața, copii! Azi vom învăța să folosim un calculator în mod corect, iar asta presupune să-l înțelegeți în profunzime, să-l simțiți, să gândiți ca o mașinărie, să fiți o mașinărie. De aceea vă cer ca începând de astăzi să fiți ca niște băieți și fete robot. Cum? Dar eu copil astăzi. Nu, nu înțelegi. Azi ești băiat robot. Nu, eu copil astăzi. Ești robot. Nu, copil. Robot. Copil, nu vezi? Am mâini și picioare adevărate. Nu vedeți păr adevărat. Și am... Nu, e bine. Un punct adevărat. Nu știu cum se comportă elevii acolo de unde vii, dar în școala mea nu accept astfel de comportament. Hai deodată! Să vedem cum e o zi de detenție! Tommy! Te cunosc? Robot Boy? Moshimo mi-a dat costum, fiu și eu copil 6 ore! Wow! E grozav! Cât timp mai ai la dispoziție? 20 de secunde. Ce? 19, 18. Robot Boy, Cal Pepper e obsedată de tine. Dacă vede cine ești, va nebuni. Trebuie să te scoatem de aici. Mai bine îl spargi, Robot Boy. Nu! Numele meu e Robot Real Băiat. Ai crezut că mă fentez, Robert Trilby? Ești Robot Boy și ești al meu ca să mă joc pentru totdeauna! Nu mai copii, păcat! Îmi pare rău, Ro. Cine e un om normal? Eu! E un robot de luptă foarte puternic. Haide, Robot Boy, haide! Nu va merge cu tine. Oh, nu! Domnule Iașinski! Asta? Spumă de baie radioactivă, neștiutorule! Robot Boy, pierde-te!
Nu! Da! În sfârșit! Robert? Ce faci aici, Gus? Am venit să-l bat pe copilul ăsta nou. Robert Rilby îl cheamă. E un netot. Nu există Robert Rilby, e Robot Boy. Nici vorbă, nu seamănă deloc. Oh, amul! Haide să plecăm de aici. Și cu ei ce facem? Lasă-i aici, să vedem dacă le place. Ei, Robot Boy, ți-a plăcut în postura de copil? Fost nostim, dar tare încurcat. Oh, renunță, omule. Nu poți fi om adevărat. Îți trebuie știință. Îți trebuie înțelegere. Îți... Oricum, e foarte lung drumul până ajungi la pulsul umanității. Drăguț!